Alexandra Măceșanu, fata care a dispărut miercuri, ar fi sunat joi la 112 ca să ceară ajutor. Ba mai mult, ar fi descris gospodăria din Caracal în care ar fi fost ținută captivă. Anchetatorii au cerut date de la Serviciul de Telecomunicații Speciale care a identificat aria în care s-ar fi aflat tânăra. Doar că STS-ul a oferit o arie în care polițiștii au verificat doar 3 case. Mă aflu într-o casă mare, veche, aproape părăsită, iarbă multă în curte, boscheți și are 2 câini lupi. E într-un servis. În momentul acela, el i-a luat telefonul. Cu cine vorbești? Lasă-mă că mă omori. Lasă-mă că mă omori. Alexandra le-a spus la telefon că este fata răpită în timp ce aștepta o mașină de ocazie. A povestit o sursă din rândul anchetatorilor. Mama tinerei a reclamat și ea la poliție dispariția fetei. Un echipaj de poliție a fost trimis în zonă, însă nu a găsit fata. Situația a devenit tensionată, mai ales că în zonă dispăruse o altă fată în condiții suspecte în urmă cu 3 luni. Dar dacă ar fi fost fete aici, nu ar fi țipat, nu ar fi... Mă dați seama, cine ia să țipe? E un om voinic, un om mare, puternic. Fiind ca mine sau fetele ăștia cum sunt tinere, neputincioase, construcție atletică. Nu. Anchetatorii au intrat pe fir abia după ultima dispariție a Alexandrei, așa că ieri au făcut percheziții la 3 adrese. Abia la a 4-a adresă, percheziționată de oamenii legii în această dimineață, era mecanicul auto George Dincă, zis și Pocicu, în casa căruia s-au descoperit rămășițe umane, bijuterii și bucăți de haine. Unele dintre ele corespund perfect cu hainele victimelor. Vecinii susțin că bărbatul de 65 de ani avea un comportament dubios și era destul de violent. Avea o mașină gri, nu știu, nu te-o fac cu nimic, practic fără ocupație. Divorțat, da, cu copii foarte mari, în jur de 30-40 de ani, copiii nu sunt de aici. Puteți vorbi cu dânsul, vorbeați cu el? Nu vorbeam, nu aveam tangență, era un om taciturn, nu se putea vorbi. Nu era comunicativ, nu. Ar avea legătură cu fetele? Dar sunt convinsă. Am înțeles că pleca dimineața, vine seara. Cu ce te ocupa? Nu avea nicio ocupație, fiind pe... Era dubios să ducea pe la târgul cu fierul vechi. Dar este despărțit de soție. De ce s-ar fi despărțit? Nu știm. Dar el cu ce se ocupa? Ce făcea el? Nu făcea nimic. Decât căuta lume să muncească la el. Niște unde le dădea bani? Avea bani? Nu știu. Prima care a dispărut fără urmă este Mihaela Luiza Melencu, sau Lulu, așa cum era cunoscută de prieteni și familie. Pe 14 aprilie, fata de 19 ani a plecat de acasă din comuna Dioști, către Caracal, pentru a scoate bani de la bancomat. La întoarcere, Mihaela Luiza a luat o mașină la ocazie, iar de atunci nu a mai fost văzută. Pentru ce i-a făcut treaba asta? Hai că nu merita copilul meu! Despre Luiza ați mai aflat ceva pe parcurs? Nu, nimic. Parcă intră într-o comandă. Nimic. Sufletul meu să se spune. Că este... În suflet așa de spune, că este... Vecinii sunt siguri că suspectul este vinovat de asasinarea celor două fete. Ba mai mult, susțin aceștia, pușcăria este o pedeapsă mult prea mică pentru bărbatul de 65 de ani. Îl duce la pușcărie, stă la răcoare. Ce face la pușcărie? La pușcărie, stă acolo la răcoare, frumos. Doamne, cum se cum poate se așa poate? Ceva? Nu e el, nu e el. Pe la mine în bătăcură vine altul. Se pare că la Inspectoratul Județean de Poliție Olt situația nu este foarte bună. Ba mai mult, comisarul șef Cristian Voiculescu a fost destituit din funcție din motive de neglijență, însă ulterior a revenit pe aceeași poziție. Voiculescu i-ar fi luat locul comisarului șef Ionut Sârbu, chiar cel care îl înlocuia în funcție în urmă cu un an. Ambii sunt cunoscuți ca fiind apropiați ai liderului PSD, Paul Stănescu. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Ca o informație de ultim moment îi spunem bună seara colegii noastre Gabi Mihai. Bună seara, înțeleg că comisarul șef a fost dat afară de către domnul Buda. Bună seara! În aceste momente avem o primă măsură luată de inspectorul șef al Poliției Române. Mai exact, adjunctul de la IPJ Olt, comisarul șef Nicolae Alexe, cel care era în aceste momente la comandă, a fost destituit de inspectorul șef, iar asta pentru că acesta nu a raportat cazul la timp. Mai exact ce s-a întâmplat a fost întreruptă împuternicirea pe numele său și din cauza faptului că acest caz nu a fost raportat la timp, se pare că nici autoritățile nu au putut lua măsurile legale. Aici, pentru că ne reamintim, fata a sunat ieri în jurul orei 11 la numărul de urgență 112. De 3 ori a făcut apel la numărul de urgență 112, a reușit de altfel să dea și indicații despre locul în care se află, a făcut o descriere a ceea ce a văzut în zonă, însă cu toate acestea nu a fost localizată, iar polițiștii nu au ajuns la fața locului la timp. Da, mulțumim colegii noastre, Gabri Mihai, mulțumim, înțeleg că între timp va fi dus suspectul, că deocamdată nu
nu și-a mărturisit crimele. Bună seara, Răzvan Zanfir, va fi dus la parchet. Da. Probabil că pe mandatul nostru îl vom și vedea intrând acolo. Este o conjunctură în care, în funcție de televiziunea la care te uiți, va fi de vină mai degrabă unul sau mai degrabă altul. Acum abănuiesc că, uitându-vă la B1 TV, veți înțelege că vor fi toți de vină. Și veți înțelege de ce toți au o parte de vină. Chiar trebuie să-și ia fiecare partea de vină, adică, și o situație... Sigur că ziua de astăzi, pentru cei care au urmărit desfășurarea evenimentelor, a fost într-o zonă de tragicomic. Tragedia e simplu de explicat, dar comedia vine din faptul că poliția și STS-ul au pasat responsabilitatea în tot acest timp. Acum, în ultimele ore, descoperim că și parchetul are oarecare responsabilitate. Deci, cu excepția victimei, care a făcut tot ce e omenește posibil să-i ajute pe anchetator să o descopere, toată lumea are o parte din vină. Deci, de trei ori a sunat victima, se știa deja de la părinți că n-a ajuns acasă, anunțaseră dispariția ei, se pare că în noaptea respectivă, cu câteva ore înainte să descindă polițiștii, la ora 6 nu au intrat în clădirea semi-abandonată, semi-părăsită, ar fi sunat și vecinii. Astea sunt toate aici informațiile pe care suspiciuni, da, om vedea. Am zis, se pare. Se pare, bun. Vorbim acum doar despre suspiciuni. Plecăm de la telefonul dat de către victimă, dat și unde, în mod normal, suspiciunea este că devine este STS-ul, că nu a reușit să identifice în timp foarte scurt locul din care s-a dat acest telefon de către victimă, și STS-ul acesta pasează responsabilitatea către operator care, domne, că nu știu ce, a trimis poliția către alte trei locuri mai puțin reușite, în sensul asta că nu se întâmplă nimic acolo. Asta ne spune poliția. Dar ne spune și STS-ul lucrul acesta. Păi ne spune și STS-ul. Haideți să luăm în ordine. Da. Haideți să spun ce zice Georgian Dăgan, purtătorul de cuvânt al poliției române. Da. Domne, a fost un apel de la fata dispărută ieri. Cei de la STS ne-au transmis o arie în Munții Apuseni și trei locații greșite. Au mers cei de la IPJ Olt acolo și nu au găsit nimic. Cei de la Dolj, care se aflau în zonă, s-au implicat cu ce aveau. S-au implicat cu ce aveau. Cu ce aveau și ei. Da. Zici că au venit sătenii. Dom'le, cu ce aveau și ei de acasă? Argentin tot a venit, dom'le, că dacă omul a înțeles că a plecat nu în țară. Nu e în perimetrul lui. Am dat știrea în urmă cu câteva luni cu plecarea lui Argentin Todea din România, s-a dus să muncească în străinătate. Dacă era totuși Argentin Todea, poate descoperă. Așa au ajuns în zona locației respective și au văzut o mașină care fusese de câteva ori pe imagini. La 6 dimineața au făcut percheziție și au găsit într-un butoi mai multe rămășițe umane cu niște inele bijuterii. Bun. Bun. Asta este problema. Asta... Și acum a doua informație utilă care vine de la Georgian Drăgan e asta. A trecut un timp destul de îndelungat de la apelul la 112 până în momentul în care STS a comunicat cele trei adrese greșite. Deci toată frazarea poliției e în sensul pasării responsabilității către STS până acum. Sper că suntem de acord amândoi. Inițial am primit o arie de unde s-ar fi efectuat apelul, apoi am primit cele trei locații greșite. Au fost necesare mandate de percheziție. S-a pierdut timp și cu efectuarea acestor trei percheziții, în urma cărora nu s-a găsit nimic. Colegii mei au ajuns la a patra locație. Așteptăm rezultatul. Domnule, STS, citind această declarație a purtătorului de cuvânt, a reacționat. Și a reacționat în felul următor, STS. Toate informațiile sunt furnizate de către furnizorul rețelei publice mobile de telefonie la inițierea apelului sub forma unor sectoare de cerc și sunt disponibile la nivelul operatorilor și dispecerilor implicați în gestionarea cazului. Deci STZ spune, nu eu te-am trimis la trei adrese greșite, eu am trimis mai departe informațiile de la furnizorul rețelei publice de telefonie mobile. La fiecare dintre cele trei apeluri, informația de localizare primară a fost disponibilă la nivelul dispeceratului de poliție, fiind transmisă de către furnizorul rețelei publice mobile de telefonie mobilă la inițierea apelului. Și mă uitam pe calendar, Răzvan, și văd că suntem în anul 2019 și de fiecare dată... Doar în calendar suntem în 2019, pe realitate nu. Realitatea nu confirmă. Nu se susține. De fiecare dată când treci pe lângă un mall, să zicem, automat pe Facebook îți apar, nu? Practic într-o dinamică, brandurile pe lângă care ai trecut. Deci, practic, te localizează imediat ca telefon. Zilele trecute mi-apare pe telefon o sugestie de aplicație, în caz că te înșeală soția, să instalezi un program să vezi tot timpul unde e telefonul soției și pe unde. Bă, suntem în 2019, discutăm iară, la 6 ani distanță sau cât au trecut de la momentul argentin tot de invocat anterior, despre faptul că adică... nu suntem capabili să identificăm unde se află, doamne, iartă-mă, un telefon. Prăbușirea
avionului de Munții Apuseni, ca să exact, ne amintim ca să despre identificăm ce e vorba cu Argentin tot. Mai departe, mi-aduc aminte Răzvan și acum da. Și mă gândesc, dom'le, dacă dăm un telefon în mod anapoda la 112, anunțând aici, în piața unde suntem, anunțând că este un atentat, are loc un atentat care nu se confirmă, eu îți garantez că în o oră identifică telefonul de pe care s-a dat această alarmă falsă, mă arestează, mă duc la poliție, dau un comunicat, iată l-am prins pe acest individ bizar și așa mai departe. Deci cum, doamne, iată-mă, diferența se face probabil la fata aceasta că ea a invocat o situație întâmplată în mod real. Dacă nu se întâmpla în mod real și era un apel fals, eu spun sincer că o identificau, o găseau și o scoteau și o arătau la televizor. Vreau să mă citesc ceva din comunicatul STTS. Pe timpul discuției cu dispecerul de la poliție, apelanta nu a reușit să furnizeze date privind adresa sau locația în care se află. Deci apelanta n-a dat adresa corectă, am înțeles. Dar a furnizat o adresă de pe o carte de vizită pe care o găsise în locația în care se afla. Cred că nu o să învățăm că locație nu înseamnă, adresă. Da. Locație înseamnă altceva, dar n-am pretenții de limba română de la instituțiile statului. Apelanta a menționat că nu știe dacă adresa de pe cartea de vizită este cea în care se află la momentul apelului. Deci îți dai seama ce discuții au avut ei. Fata aia răpită, dar sigur sunteți acolo? Nu știu, stați să caut. Ulterior, pentru a obține informații suplimentare la locul în care se află, apelanta, operatorul 1-2, a încercat de 9 ori să reapeleze numărul de pe care s-a efectuat apelul, la toate aceste apeluri intrând mesageria vocală. Deci ei ce au făcut? Au sunat-o înapoi. Ce au sunat? Mai sună o dată la rapid. Ai sunat înapoi? Mai sunat la ea, vezi, poate totuși a găsit adresa. STS nu identifică locul telefonului și nici celula operatorului de telefonie prin care se efectuează apelul. Așa se încheie comunicatul. Deci povestea asta cu STS care îți găsește telefonul în buzunar, pare să nu ar fi chiar atât de reală. Dar facem apel la istorie. Mă, păpițurcă, în dosarul ăla, valiza sau în care a fost, n-a fost o discuție despre telefonul sau mobil care se afla în alt loc decât cel în care se afla el? N-a fost o discuție în tribunal despre, domnule, eu nu eram acolo, căci vedeți unde era telefonul meu la momentul nu știu cărei discuții? A invocat acest argument? N-a invocat, domnule, locul în care se afla telefonul. Adică la pițurcă, nu murise nimeni, cei niște combinațiile lor, s-a putut identifica locul precis al telefonului. Bă, Sorin Ovidiu Vântu, când era în Delta și a făcut momentul acela, a creat momentul acela penibil în care și-a dat seama că i-a ascultat telefonul, că identificați după telefon locul unde este și așa mai departe, a ascultat telefonul și a trimis mesaj, zice, bă, caută-mă pe numărul cutare. Da. Și de care, mă rog, ăștia de la serviciile secrete l-au identificat și pe numărul cel. Bă, dar în situațiile astea, Răzvan, nu s-a identificat locul în funcție de telefon? Păi eu cred că noi am gestionat și am direcționat către toată resursa statului român către zona care ne interesează. Corupție. Nu doar corupție. Corupție sau ceva ce poți exploata la nivel de imagine publică. Da. Deci dacă nu e un personaj, nu personalitate, în dosar, dom'le, nu direcționez eu toate resursele mele, și toată atunci, tehnologia în acel sens. Toată relaxarea din cazul ăsta e dată de faptul că fata asta sărăcuța de ea... Era o răpire a unei fete. Nu era cunoscut, nu se știa că ea lucru Cumpănașul, că înțeleg că este nepoata. Poate că dacă s-ar fi aflat în timp util că e nepoata lui Cumpănașul, s-ar mai fi mobilizat un pic autoritățile, pentru că e o situație publică, nu se poate întâmpla ceva. Nu, și s-ar mai fi alertat un pic toată chestiunea. Acum, interesant și argumentul ăsta al celor de la poliție, care vin și spun, dând vina pe STS, spun, domne, uitați ce se întâmplă, prin mijloace specifice am reușit noi să găsim casa, deci cumva erau ei eroi pozitivi ai zilei, da? Am reușit să identificăm locul prin mijloace specifice. Care sunt mijloacele specifice? Că aici este foarte interesant. Deci, practic, ei au aflat zona, de la STS au aflat zona, s-au dus acolo și un copil, vă zic că așa s-a întâmplat, mergeți pe mâna mea că așa s-a întâmplat, un copil din localitatea acolo, de acolo, a spus, da, domne, am văzut-o pe fată, că un copil de 10 ani avea, că s-a urcat în mașina cu tare și a dat niște date de identificare pentru mașină. Da. După care i-au mers mai departe și au căutat mașina și era mașina la omul ăsta acolo. Au ajuns la 11 noaptea, au ajuns azi noapte la 11 în fața casei, au stat în fața casei, pândind, deci ca pândarii, dom'le, poate se aude ceva ca să putem intra, pentru că nu e o oră, nu avem mandat să intrăm în cadrul acestei case, nu? Adică, într-un fel, ei așa și argumentați, dom'le, nu aveam mandat. Pe de altă parte, vezi tu, legea specifică posibilitatea în care te să exceptezi și să intri în locuință, nu? Până la urmă, există? Vrei să spun ceva? Uite, citesc o declarație a procurorului general Bogdan Licu și am senzația că acolo nu e nicio problemă de tehnică, nu, tehnologie sau ce vrei tu, nicio problemă legislativă, e o problemă de incompetență.
Ascultă puțin declarația asta. Din momentul în care a fost identificată locația, au trecut multe ore. Cu atât mai mult cu cât viața e pusă în pericol, pot să intervină fără autorizația procurorului sau judecătorului. E incredibil dacă așa s-a întâmplat. Viața fetei putea fi salvată. Păi aici, na, aici trebuie să intervină. Nu. Da. La ora 3, judecătoria a emis autorizație. Ceea ce înseamnă că polițiștii și procurorii știau cu câteva ore înainte locația. Deci ei erau de la ora 11. Deci la ora 3, a emis mandatul. S-a dat mandatul de către procuror. La ora 3 a ieșit mandatul. Da, Licu acum vine să-și exonereze și el partea lui de prostie. Și mă refer nu la prostia personală, ci la procurorii pe care îi prostoiești. Pentru că procurorul a blocat accesul în casă. De la ora 11 erau polițiști în față și trebuia să fie acolo domnul procuror. Ați văzut-o pe doamna Piturcă într-un caz de acum câteva săptămâni, când, deși nu avea nicio abilitate să fie acolo, era la fața locului și intervenea într-o situație în care procurorul trebuia să fie și el cu polițiștii coordonând acțiunea în fața casei. Nu era, pentru că, până la urmă, cazul era unul minor, Răzvan. Era un caz minor, nu se deplasează procurorul pentru atâta lucru. Până la urmă despre asta e vorba. Pentru o simplă răpire? Deci până la urmă avem niște crime al treilea vinovat. Dar pentru niște crime în serie? Pentru că avem de-a face cu un criminal în serie. Este că după foarte mult timp avem de-a face, dacă se confirmă toate cel puțin acuzațiile, două crime, cu un criminal în serie și informațiile ne duc cu, în zona în care n-ar fi vorba doar de două crime. Pentru că de-a lungul timpului au mai dispărut persoane acolo, n-au fost găsite. Și s-au relaxat autoritățile în baza ideii că, bă, nu sunt nici cunoscute. Poate au fugit persoanele fetele astea, poate de au acasă, fugit, să ducă... se întâmplă, ori fi plecat în s-au țări străine, s-au îndrăgostit, dar poate sunt pe lumea cealaltă. E, dacă într-adevăr avem de-a face acum cu un criminal în serie în România, eu spun că n-ai nevoie de o reformă legislativă. Că asta e marele pericol pe care trebuie să-l semnalăm acum, înainte să înceapă deja discuția. Vei auzi în spațiu public și veți auzi, stimați telespectatori, tot felul de eroi ai legii sau eroi ai legislativului care vor propune modificări. Nu, domne, nu putem aștepta în favoarea autorizația. Lor. În favoarea lor. În favoarea statului. Da. Domne, nu e. Păi dacă puteau să intre poliții și noi trebuie să le dăm voie să intre, că moare copilul ăla acolo. Și în baza acestui caz vor cere niște modificări. Cam ce gândea doamna Carmen Dan când proiectase legea superpolițistului? Da. Domne, n-au nevoie de puteri sporite. N-au nevoie de alt cadru legislativ. Avem nevoie noi de alți oameni în instituțiile publice. Dispoziție derogatorie de la lege. Articolul 20 cod penal care le permite să intervină pe loc. Dacă stăm să luăm la mână, articolul care definește intervenția în stare de necesitate. Astfel este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în starea de necesitate. Deci, și ei vor spune acum, domnule, nu puteam intra deșinde în locația respectivă, că așa le place cuvântul ăsta, locație, pe ăsta îl folosim, să înțeleagă și organele la ce mă refer. Nu puteam deșinde, căci poate era o alarmă falsă, poate greșeam. Mă, dar când au intrat în casă mascații peste un profesor de istorie din nu știu ce județ, că au crezut că e traficant de arme, săracul era cu socrii la masă, atunci n-a mai fost, mă, nicio problemă, spart omului ușa. Acum, când știau deja că în zona respectivă, că i-au trimis ăștia triangularea, n-ai pus-o ea, și zona în care era, din care fusese făcut apelul. Deci tu știai că e o fată în pericol, care a sunat la 112, în urmă cu câteva ore, că a spus că a fost răpită, că nu știe unde e, dar e undeva în zonă. Tu identifici casa. Nu corelezi, domne, cele două informații. Și mai nu-ți corelăm? Fug neuronii pe acolo cu unul de la altul, făcând schimb de experiență. Și mai corelăm o informație? Hai să corelăm măcar noi, dacă ăștia nu corelează. Procurorul general dezvăluiri grave. Criminalul din Caracal era deja cercetat de DIICOT. Deci da, pentru trafic de persoane. Era și celebru omul. Adică era și celebru omul. Adică tu l-ai pe omul ăsta cercetat, nu știi unde stă, știi că ești chemat pentru ceva ce ar putea avea legătură cu dosarul în care el e deja cercetat și tu nu simți nevoia să faci o deșindere. Cred că era genul de situație, având în vedere și cum arăta casa, că nu era ca și cum ai descins într-un apartament de medic sau de profesor universitar. Vedeai că e ceva în neregulă acolo. Cred că era genul de moment în care scuzele ar fi fost acceptate dacă descinderea ar fi fost una greșită. Cred că ar fi fost acceptate. Într-o țară în care armata română greșește coordonatele și se plimbă cu tancul până ogorul omului, îi strică lui recolta, îl lasă pe drumuri. 6-7 ore, da. Așa, 6-7 ore. Face când mascații deșind în casa unui profesor de istorie de liceu, bă, aici care era la masă, s-a declanșat abia acum, când aveau toate informațiile necesare, doar trebuiau puse cap la cap, s-au gândit că nu-i bine să facă exces de zel. Dar nu era exces de zel. În regulă, intrai, își erai scuze, ai mai făcut chestia asta. Era tradiția, domne, autorităților românești de a greși. Dar doar că de data asta ar fi putut spune, domne, dacă greșeam, greșeam. Dar dacă aveam dreptate,
salvam viața unui copil. Răzvane, eu m-am e genul de situație în care nu ai nevoie nici de lărgirea cadrului legislativ și nici să nu-i treacă vreo unui ap în cap să spună acum că, domne, poate e momentul să renunțăm la drepturile noastre parțial, mai ușor cu intimitatea, că uite ce se întâmplă. Adică telefoanele să fie ascultate 24/24. Adică vin și ăștia. Să poate să ne și cipăm. Să-și tragă pe partea lor. Exact, mie de ăștia mi-e frică, care vor spune, iată, trecând să nu mai moară copii, da? Haideți să vă cipăm pe toți, să monitorizăm toți prezența voastră pe harta României, deci, sau în străinătate. Serviciile secrete vor zice, domne, trebuie renunțat. Ne trebuie o lege Big Brother și mai puternică. Mai puternic, mai aspră. Ăștia vor veni pe partea lor, Ministerul de Interne vor spune, domne, hai să dăm mai multe puteri polițistului, pentru că uite ce se întâmplă. Trebuie să poată intra oricând, are el senzația că se petrece ceva. Și? Nu, domne, de data asta, cadrul legislativ era suficient, informațiile erau suficiente, totul era. Mă, până și el, de regulă, știi, asta te împiedică. Domne, era un om în regulă, zicea să rămână când ieșea din scara blocului. Și ăsta era suspect. Ăsta era suspect într-un dosar, deci, într-un dosar de trafic de ființe. Era, cum să spun eu, părea că se cere arestat. Te duci pe stradă, în zona acolo și întrebi, bă, care e cel mai bezmetic de pe aici să fi făcut vreo nenorocire de genul ăsta? Și probabil că mulți dintre cei pe care i-am văzut la televizor dând interviuri dintre vecini ar fi arătat către curtea omului ăstuia. Ei au făcut, zice, domnule, niște operațiuni specifice. Ai senzația că, domnule, s-au mobilizat acolo niște creiere de la Poliția Română și au identificat acolo acest criminal care pare și cumva un monstru al inteligenței, care a făcut, a dibuit adresa. Domnule, omul ăsta e o persoană absolut rudimentară. Uitați-vă la el, e un om rudimentar. Oamenii care nu au dat de el, au rețea de vreo... prin niște mijloace rudimentare de el. L-au întrebat pe un copil, bă, ai văzut vreo fată? Uite, ai văzut-o pe fata asta, bă? Da, s-a suit în mașină, lucutării. Da, domne, a fugit cu ea la și prin mijloace specifice au ajuns la curtea lui. Că asta despre asta e vorba, adică nu vorbim aici de cine. Hai să mai adăugăm puțin. Am vorbit despre poliție, am vorbit despre STS, am fost în discuție parchetul. Și mai am eu un om de adus în discuție. Mai e un om după aia? Hai să aduc și eu doi. Te rog. Vreau să-l aduc pe prefectul județului în discuție. Da. Prefectul județului Olt, în aceste momente, oameni buni, emoționante, când se discută despre crime în serie în județul său, e la băi. Își dă cu nămol pe el. Eu spun că e deja nămol până în gât. Dar dânsul consideră că mai trebuie să se... cum să spun eu? Să se muieze puțin. Nu știu care e termenul de specialitate. Sunăm direct la el. Să se moaie, să se muieze, nu știu. Dar multă. Sună la domnul prefect acum. Multă odihnă. Chiar în aceste momente sună la prefectul județului Olt, care nu știm dacă și-a întrebat concediu. Care probabil supăra că, uite, domnule, în timpul când putea să o moare puțin mai încolo, câteva zile mai încolo, mi-a stricat concediu, avem și o 14 zile de concediu pe anul ăsta, uite acum s-a petrecut crima. Deci omul are această problemă, sigur că probabil dintr-o precauție dată de un minim de inteligență cu care probabil operează, nu răspunde la nu telefon. Nu face acuzații nefondate. Dar eu vă spun un lucru. În urmă cu o oră eram în redacție și vorbea cu colega mea, Sorina Matei, care răgnea la el la telefon, el era deranjat de faptul că a fost sunat. Domne, sunt în concediu, domne. Deci era o stare de deranj, avea așa o stare de deranj. Ascultați cum sună telefonul prefectului, cel mai relaxat om din istorie. Uite-l în imagine, domnul de la băi în momentul de față. Petre Silviu Neacșu, pare să aibă nevoie de băi. El este prefectul județului, reprezentantul guvernului în teritoriu, omul care, după ce a început să se vorbească despre crime în serie în județul său, nu a luat decizia de a-și întrerupe concediu, pentru că, nu e așa, dreptul la relaxare este unul prevăzut, cum să spun eu, în legile naturii, domne, nu legile României. Da. Omul se relaxează în aceste momente, a refuzat să-și întrerupă concediu. Radu vă spunea puțin mai devreme, a vorbit cu colega noastră Sorina Matei, el era în concediu. El era la și, băi. Dar nu că era acolo, era și deranjat de faptul că i-a primit acest telefon. Puteam să se scuze, doamne, într-adevăr, am înțeles că e vorba de o situație, o să văd cum ajung. Nu, din potrivă, era deranjat de faptul că este... Ia uși ce scrie în CV-ul lui. Hai că ne sună înapoi, domnul prefect. Domnul prefect. Sună acum și intrăm în direct cu el, a sunat înapoi, de acolo, de la băi, de unde este domnul prefect. Bună seara, domnul prefect. Despre dumneavoastră vorbeam un pic mai devreme. Sunteți în direct la B1 TV. Domnul prefect, ne auzim? Ne auzim? Vă aud, destul de greu, dar vă aud. Domnule prefect, discutam în aceste momente despre cazul petrecut în județul în care sunteți dumneavoastră prefect. Înainte de toate, ne puteți spune unde sunteți dumneavoastră în acest moment? În concediu, de 2 zile. V-ați gândit să vă întrerupeți concediu, având în vedere că poliția vorbește despre crime în serie în județul unde sunteți dumneavoastră prefect? Da. Și ce decizie ați luat? Să vedem ce se întâmplă în zilele astea, astăzi, mâine, să stabilim cu... Dă luni încolo, că vine weekendul, domnul prefect.
Poftiți? Zic de luni încolo, că vine weekendul, domnul prefect. Nu, n-a zis nimeni de luni, n-a zis nimeni. Dacă am când, duminică seară? Nu, vă rog frumos. Domnul prefect, urmăriți imagini din fața casei presupusului criminal. Sunt oameni strânși acolo, nu, sunt nu zeci sunt de oameni. Nu sunt în fața unui televizor. Da, credeți-ne pe cuvânt că în momentul de față e o stare extrem de tensionată în toată România. Poate mai tare în județul dumneavoastră. Două fete au fost trecute prin acid. Au fost omorâte în felul acesta, domnul prefect. Sunteți relaxat la băi. Nu știu încă, deci nu știu. Astea e comunicat oficial al poliției. Nu știu asta. Știți ce scrie în CV-ul dumneavoastră, domnule prefect? Îl am în față. Scrie că sunteți prefect la județul Olt și printre principalele activități se numără și următoarele. Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale. Credeți-mă, crimele în serie au tendința de a genera tensiuni sociale, domnule prefect. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Păi și ce, doamne, am așteptat să vă întrerupeți concediu? Am luat legătura cu domnul secretar de stat. O să iau legătura și cu domnul ministru, să-l sun și pe domnul ministru să vedem care este soluția și vedem în funcție de cum se derulează ancheta ce e de făcut în continuare. Da, înțelegeți că totuși rolul dumneavoastră trebuie să fie unul esențial. Dar la conducerea județului a rămas domnul subprefect care gestionează în continuare toate Eu mă închipă că e cineva acolo, că doar n-ați vacanta postul, dar într-un fel mă gândesc că poate e o situație suficient de importantă încât să lăsați, doamne iartă-mă, băile alea și să veniți înapoi. Alo? Alo? Da, noi vă auzim. Eu v-am sunat, am revenit cu telefonul pentru că am văzut că ați sunat și mi s-a părut corect să vă desun. Foarte bine, da. Asta apreciem, faptul că... Corect ar fi să vă aflați în județ în aceste momente. Sunt destul de departe plecat pentru că n-am știut ce se întâmplă și încerc să fac tot posibilul să găsesc o soluție convenabilă și... Bine, acum între noi fie vorba dacă veniți peste două zile, degeaba veniți. Mai bine vă terminați concediul. Păi da, nu, mai ce să faceți? Acum e lumea stradă acolo în fața. Noi am văzut imagini astăzi cu oameni strânși în față, cu poliție, cu jandarmerie. Se bat oamenii pe stradă. Știu, nu sunt în fața unui televizor. Nu le difuzăm în momentele astea, că nu putem da genul ăsta de imagini la televizor. Ar trebui să le vedeți cu ochii dumneavoastră păstrați. Dar, domnule prefect, nu vă mai reținem că sunteți în concediu. Ne cerem scuze pentru deranj și crimele astea au tendința de a se petrece în cele mai proaste momente. O seară plăcută și concediu minunat în cele ce urmează. Vă spun că nici primarul nu are mai multe informații. Da, primarul din... Nici primarul nu are niciun fel de informații. L-au contactat colegii noștri pe primar și a spus că nu prea știi exact ce s-a întâmplat. Nu știu, s-a întâmplat. Ceea ce am auzit că e chiar mai grav în cazul primarului, că el nici măcar nu e în concediu. Adică măcar n-ar avea argumentul ăsta, da. Cam asta e situația, ați văzut cum... Aș mai aduce în conversație, așa cum am promis, încă un invinovat, pentru că e o situație la care au concurat foarte mult. Sigur, toți trag mai degrabă pe partea celuilalt. Bă, ăla e mai degrabă vinovat. Cu asta se ocupă în momentul de față instituția. Dar uite, aș mai adăuga și pe operatorul de la 112 care a stat de vorba cu fata aceasta. Și care a reapelat-o de 9 ori în condițiile în care telefonul era închis. Și în general aș readuce în discuție această instituție a omului pe care îl apelez la 112, pentru că în urmă cu ceva timp încoace, nu știu, cred că câteva săptămâni, județul Timiș, un localnic din Sânardrei, i-a tăiat capul cu drujba unui vecin. Ăsta auzea că cineva îi taie cu drujba ușa, suna la 112, o știre pe care am discutat-o aici în emisiune în urmă cu câteva săptămâni, știu, vreo două luni, trei luni, ceva de genul ăsta. În primăvară, da. Așa, și suna la 112. Operatorul relaxat, probabil cel mai relaxat om din istorie și el de asemenea, vorbea cu omul acesta disperat că îi taie cineva cu drujba ușa. Și spunea, domnule, duceți-vă și vă culcați, liniștiți-vă, a perceput situația aceasta ca fiind una generată de un om beat. Așa s-a gândit operatorul de la 112. Sigur că a doua zi dimineața va auzi la televizor știrea conform căreia... Că după ușa i-a tăiat și capul. Tot cu drujba. Sigur că după aia a fost... Să mai tranșant. A spus sancționat, că am urmărit cazul. A fost 15% din salariu sau că... Și a fost mutat la altă secție. S-a dus, a fost trimis la altă... Unde să nu mai fie deranjat de telefoanele, telefoane și cu... Deci există și această instituție a celui la care suni la 112 și omul este într-o stare de bezmeticeală de genul acesta. Mai departe, cu ce se ocupă cele două instituții, după părerea mea, Răzvan și doamnelor și domnilor, în momentul de față când vorbim noi acum? Avem poliția. Avem STSU, avem și instituția domnului Licu, avem parchetul care încearcă să dea pe polițiști. Domne, procurorul nu era acolo, dar și dacă era acolo, putea să se intervine și fără el și așa mai departe. Acum, fără
vreau să încerci să scoți pe nimeni din discuția asta. Da. Sigur că responsabilitatea e împrăștiată, e stropită așa peste toți actorii instituționali. Doamne, poliția și STS-ul să se pună de acord cine a greșit. Că pur și simplu transmit informații contradictorii. STS-ul spune, nu localizezi-o telefonul. Poliția spune, păi m-a trimis în locul greșit STS-ul. Deci aici e clar o tentativă de a deturna atenția de la adevărata problemă, că nu pot spune mie că purtătorul de cuvânt nu știe cine-i dă informațiile. Da. Că îi le dă Orange, Vodafone, cine, Doamne, iartă-mă, mai e pe piață, sau îi le dă STS-ul. Aici e clar o tentativă de manipulare. E, între cele două cred că ar trebui rezolvată problema, căci dacă ar fi pus cap la cap, revin la obsesia mea, informațiile, n-aveau nevoie nici de judecător, nici de procuror. Situația era de așa natură încât să nu fii obligat ca polițist să aștepți emiterea autorizației. Deci, cred eu că dacă în podiumul vinovăției, parchetul e undeva mai jos. E la medalie de bronz, să zicem. Dar sub nicio formă pentru titlul nu se bat decât polițiștii și sigur STS-ul, dacă există vreun strop de adevăr în ceea ce poliția română. Dacă poliția română minte, nici STS-ul n-are nicio problemă și toată responsabilitatea la poliția română. Luând în calcul faptul că dar nu vreau să cred că minte purtătorul de cuvânt al poliției cu privire la o altă, că minte despre un cetățean, pot să cred. Da. Sper să nu se mai întâmple. Dar într-un caz de genul ăsta e mai greu. Dar să mintă despre STS... rețineri să cred că ar fi în stare să facă așa. Și în acest cadru, eu vă spun intuiția mea cu ce se ocupă aceste două instituții. Probabil în câteva zile, nu știu cât durează neapărat, probabil că se va stabili și ora decesului. Oricât de cinic sună lucrul acesta, eu cred că cu asta se ocupă. Poliția va încerca să explice că decesul s-a produs până în ora 11, când erau ei în fața casei și n-au auzit nimic, așa? Pe de altă parte, STS-ul va încerca să împingă ora decesului după ora 23, să spună, domnule, problema nu e neapărat că n-am identificat noi în timp util locul respectiv. Problema este că oamenii, fiind acolo, se întâmpla crima în timp ce ei stăteau ca proști în fața casei. Deci asta va încerca STS-ul să explice, după părerea mea. Și STS-ul chiar explică, pentru că avem un comunicat de ultimă oră transmis de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care spune în felul următor. În completarea comunicatului de presă remis la ora 15, facem următoarele precizări. Prin apelarea numărului de urgență 112 este furnizată și disponibilă în mod automat informația de localizare transmisă de operatorul rețelei publice mobile. Asta știam. Asta am văzut, da. Zona primară de localizare este reprezentată sub forma unui cerc sau sector de cerc, așa cum se poate observa în imaginile atașate. Au transmis și niște imagini, să vedem cum arată felia aia de sectorul de cerc, da, în care e așa. Ne arată o serie de figuri, bun, și spune, pe fiecare apel, ce informație de localizare a fost asociată. Pentru fiecare, că a sunat de trei ori. Și la fiecare dintre ce... O să-i rog pe colegi, dacă reușesc, să facă rost de imaginile pe care le-au transmis cei de la STS, ca să le putem și arăta. Încercăm în aceste momente. Bun, singura posibilitate legală și fezabilă pentru o localizare mai precisă a unui apel 112, mai precisă decât ce încercăm noi să vă arătăm acum, este utilizarea aplicației dezvoltate și lansată de STS în data de 15 februarie 2019, denumită apel 112. Deci ei spun, domnule, ăsta e maximul de localizare pe care îl putem noi realiza. Cu tehnologia pe care o avem. Cu tehnologia, cu operatorii, cu ce avem la dispoziție. Vreți mai precis decât atât? Instalați-vă această aplicație. Ceea ce, sigur, sună interesant. Uitați-vă. Astea sunt imaginile transmise de STS. Acesta este sectorul despre care vorbeam puțin mai devreme. Așa se face localizarea automată. Zice, nu? Așa. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Da. E, așa se face localizarea automată în urma apelării numărului de urgență 112. Vreți o localizare mai precisă? Instalați-vă aplicația. Sigur, oamenii mai degrabă sceptici vor spune să-mi instalezi o aplicație să știi tu 24 de ore din 24 unde mă aflu. Unde sunt, ce fac? Sună așa, tentativă de Big Brother, că ăsta e termenul de specialitate. Da. Pe de altă parte, asta e realitatea. Eu nu știu, sigur, noi pornim de la prezumția că instituția transmite informații adevărate și că doar atât pot ele face. Acum, noi am văzut prea multe filme americane ca să mai diferențiem adevărul de fantezie. Deci nu știm care e adevărul. Dar hai să ne uităm pe calendarul ăsta pe care l-ai tu. Domnule, 2019, suntem în anul 2019. Anul 2019, sigur, vine și cu niște multe inabilități, sigur că e un pic mai dificil să trăiești în momentul de față când intimitatea ți este șubrezită. Am văzut o grămadă de scandaluri la nivel mondial generate de informații pe care ți le iau din telefon și așa. Bun.
Dom'le, dar are și foarte multe argumente în favoarea sa. Anul 2019, eu vă garantez că în momentul de față, fără să mi-ai instalez nicio aplicație, îi poți ști unde este telefonul meu. Ăsta, iPhone-ul meu, da? Uite-te, Find My iPhone se numește aplicația, nu? Sigur că înțeleg că probabil că telefonul de pe care s-a sunat este unul mai puțin dezvoltat decât ăsta. Înțeleg că e un telefon mai de generație mai veche, telefonul de pe care a sunat victima, dar... Telefonul de pe care a sunat victima era un smartphone, din informațiile oferite, era un smartphone pe care ar fi putut rula aplicația de localizare și dacă poate rula aplicația de localizare, înseamnă că se poate localiza și telefonul. Smartphone și ne-smartphone, acum suntem în anul 2019. Erau puștoaică de 14 ani, toate puștoaice de 14 ani au smartphone acum. Da, dar nu a sunat de pe telefonul ei, înțeleg, a sunat de pe un telefon găsit acolo. Nu, eu am senzația că a avut un telefon ea la de a avut și ea un telefon pe care înțeleg că l-a pierdut sau i-a fost aruncat în altă parte și înțeleg că a sunat de pe un telefon pe care l-a găsit acolo. Oricare ar fi situația, domne, fiind în anul 2019, bănuiesc că totuși acest serviciu de telecomunicații speciale are acces la o tehnologie superioară celei la care am eu acces, de exemplu. Adică, nu știu, mă gândesc că totuși ar trebui să vorbim de o instituție importantă în România. O țară, Uniunea Europeană, NATO, nu, securitate, oază de securitate în zonă, tot timpul intervine în discurs acest argument, suntem o oază de securitate în zonă, furnizor de securitate regională și așa mai departe. Păi și cum nu putem să identificăm un telefon de la care se sună, nu știu, avem și un comunicat al administrației prezidențiale, hai să vedem ce punct de vedere are președintele Klaus Iohannis. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, este profund îndurerat de tragedia petrecută la Caracal și este revoltat de faptul că, asta așteptam să aud, din cauza unor disfuncționalități, Radu, așa, autoritățile responsabile nu au reușit să o salveze pe adolescenta care și-a pierdut viața în condiții dramatice. Președintele României va solicita în ședința CSAT de marți o anchetă completă privind modul în care a acționat în acest caz fiecare instituție responsabilă. De ce spune Klaus Iohannis? Disfuncționalități. Deci nu că nu-i bun cadrul legislativ, nu că România țară săracă și n-a avut bandă tehnologie modernă, disfuncționalități. Din cauza unor disfuncționalități. Adică ceva, mai simplu să fie spus, ceva n-a funcționat. Aici intervin eu pentru că aia mai și obiceiul de a fi telespectator și zapesc de pe televiziune de știri de pe una pe alta și la una dintre televiziune de știri, de exemplu la Antena 3, se mergea pe ideea că, domne, din cauza că n-a promulgat nu știu ce lege președintele României cu puterile politice... Hai, că nu pot să cred că a fost cineva în stare să tărască discuția în zona unei legi declarate neconstituționale prima dată de CCR și care probabil va fi încă o dată declarată neconstituțională. Și merge mai departe. Și aia cu polițistul care te poate sălta de pe stradă pentru că pur și simplu îl deranjezi vizual. Și mergeau pe ideea asta și argumentau ca să vedeți spectaculozitatea. Cine zice așa ceva? Mi se pare era moderator, uite că îmi scapă. Nu moderatorul, dar îmi spun că nu moderatorul a avut un moderatorul zicea. Moderatorul Andra zicea să spună așa ceva. Da. Așa, nu mi scapă numele ei, nu mai știu cum. Așa, și mergea pe ideea că, domne, președintele rog să promulge această lege, da? Vine cu jocuri politice, politizează și... Moment în care o sună pe doamna Norica Nicolae întâmplător, uite, întâmplarea face și spune, domnule, mă uși ca procuror la ce se întâmplă aici, procuror comunist și celebră, da? Bun. Mă uși ca procuror, zice doamna Norica Nicolae și mi se pare ceva incredibil, zice, există dispoziție derogatorie de la lege, conform căreia se putea intra acolo. Le-a stricat jucăria Norica Nicolae. Deci ce făceau? În momentul când îl acuzau pe Klaus Iohannis de jocuri politice, ei făceau pe cazul ăsta niște jocuri politice acolo, explicându-l pe Klaus Iohannis ca fiind vinovat în această cauză. Păi, dădeau cu cadavrele a două fete în președintele României. Asta făceau. Dar dă curiozitate, că eu nu mă uit la televizor ca tine atât de mult și atât de des. Păi la ce oră se întâmplă? Că deja devine o curiozitate vrei personală. Vrei să triangulăm ca să spun cine e moderatorul? Vreau să triangulez emisiunea, vreau să știu cine a făcut această afirmație. Cea care este în acest moment pe post moderatoare la Antena 3. Am înțeles. Vă spun cine, ca să nu schimbați postul, că nu dați, vă spun eu. O cheamă Porumbel, pe cea care se ocupa cu această triangulare. Da. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem noi cu alte informații. Ceva mai de bun simț. Pe raza orașului Cancun, dar și altor localități situate pe litoralul mexican, acționează o grupare de criminalitate organizată, formată în special din cetățenii români, dar și mexicani, și coordonată de un cetățean român originar din Craiova, care efectua demersuri infracționale pe linia realizării unui infracțiuni de tip informatic, skimming, respectiv clonare de carduri a cetățenilor
străini care frecventau respectivele stațiuni și utilizau ATM-urile instalate pe raza acestora. Cercetarea a rezultat că o singură echipă formată din 2-3 membri putea obține venituri licite de cuprinse între 50 și 100 de mii de dolari. Gruparea era coordonată din Mexic de Tudor Florian, care deține acolo, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale. Membrii grupării ar fi instalat sisteme de tip skimming pe bancnote, în special în localități de pe litoralul mexican frecventate de turiști străini. Scopul era copierea datelor informatice și utilizarea lor în mod fraudulos pentru a retrage bani. Apoi, sumele erau extrase din conturile victimelor de la bancomate din SUA, India, Paraguay sau Indonezia. Banii erau introduși în circuitul financiar legal prin achiziționarea de terenuri, autoturisme de lux, construirea de clădiri sau erau investiți în societăți comerciale de tip paravan, atât în Mexic cât și în România. Astfel, interlopii au adunat averi de zeci și zeci de milioane de dolari. De altfel, la perchizițiile de ieri, procurorii de ICOT au descoperit în casele membrilor rețelei sume impresionante de bani, bijuterii, arme și carduri bancare clonate. Capul rețelei Tudor Florian, cunoscut drept Rechinul, este căutat și pentru o crimă comisă anul trecut în Mexic. Atunci, el ar fi ucis în Cancun un alt român, Constantin Marcu, de 44 de ani. Uite, de exemplu, în cazul acesta, autoritățile din Olt, că e același județ, da, erau foarte puțin procedurale, în sensul în care oamenii ăștia s-au dezvoltat într-un asemenea hal încât, uite, înțeleg că ajunsese la sume de bani încât au cumpărat toată piața centrală din Craiova. Deci, practic, acolo nu erau așa de procedurale cum erau în cazul fetei unde stăteau la zid, că, domnule, nu le permite legea. Sunt totuși județe diferite, că... Acolo era județul Olt, aici vorbim despre orașul Craiova, care e reședința altui județ, dar sunt limitrofe, da. Adică nu e mare diferență și ar fi putut să se coreleze acțiunile. Bradu, da. Hai să recunoaștem, nu e nicio altă explicație pentru această mare destructurare de rețea decât faptul că i-a enervat pe americani interlopii. Da, acolo s-a declanșat toată treaba, da? Dacă nu e bun, sigur, meritul autorităților române care au făcut, care au dres, pentru că s-au enervat americanii. Da. Pentru că s-au enervat americanii. Nu pentru că ar fi fost, ce să spun eu, autoritățile din județul Dolj extrem de competente și s-ar fi aplicat asupra acestui subiect. Că tu ai în România o piață de desfacere pentru zona asta de trafic de droguri, de trafic de ființe umane, de trafic de ce vrei tu... enormă. Și nu auzi în fiecare zi că ar fi prins nu știu ce rețele și le-ar fi destructurat. Da, și acum uite o știre pozitivă venită astăzi, după ce am discutat despre preocuparea domnului Daia, care și-a angajat toată familia la Ministerul Agriculturii. Uite, vedem că și domnul Adrian Năstase l-a angajat pe unul dintre cei doi fii ai săi, pe Mihnea, l-a angajat la domnul Fifor, consilier acolo, pe parteneriatele strategice. Este consilier onorific. Da. Deci aici e un subiect, nu, stai un pic să ies din asta cu că trebuie să ieșim un pic pentru că da, aici și e... să mergem în zona de copii. Ăștia nu sunt niște copii răpiți, nu sunt niște parte, uite, există și copii fericiți. Copii norocoși, copii norocoși. Le ies bine lucrurile. Hai, viață, deci am vorbit despre copii ăștia nefericiți, stai să vorbim și despre copii extrem de fericiți. Dar trebuie să fii copil de PSD ca să-ți meargă bine. Domnule, momentan, dacă nu ajunge el alții la putere, da, poți să fii copil de altceva. Da. Deci Adrian Stase are mai mulți copii. Da. Unul dintre ei e un important om de afaceri, avea cluburi pe Herăstrău, pe acolo, pe acolo. Andrei Năstase, mai celebru. Și ăsta este cel mai micuț. Ăsta mai micuț nu e cu cluburile neapărat pe zona, că nu le deține. El e cu politica. Da. El a fost consilierul domnului Ivan. Cătălin Ivan la Bruxelles. Cât era Cătălin Ivan europarlamentar. A rămas Cătălin Ivan fără mandat de europarlamentar, a rămas și ăsta mic fără loc de muncă. Și atunci a spus, băi, el are o experiență vastă, că nu știu, are vreo 20 ceva de ani. 25 de ani. Are 25 de ani. Ceva pentru el. Nu poți să... Are totuși 25 de ani. Și a venit domnul Fifor și a zis, domnul Adrian Năstase, dar iau eu consilier
onorific. Sunt acum și onoarea mea. La parteneriate strategice nu ar fi potrivit să am un consilier ca... onorific. Onorific. Deci consilier onorific. Nu că bani are. N-are... Domnul, pentru bani, știu că nu de bani duceți. Să se ducă de colo-colo legitimație. Nu vreți să vă jignim cu 3-4-5 mii de lei. Cât să vă dau, ca să fie ceva în regulă. Ideea e că instituția asta consilierului onorific a fost inventată atunci când o personalitate marcantă într-un domeniu sau un om atât de util într-un domeniu, dar care are deja o funcție, care l-a plasat în incompatibilitate, vrea să fie folosit în guvern. Și guvernul vrea să-l folosească. De exemplu, ai un parlamentar care e bun pe finanțe și îl inviți consilier la guvern, dar îl faci consilier onorific. Remus Borza. Da. Remus Borza a fost consilier onorific al doamnei Dăncilă pentru că Remus Borza era parlamentar și nu putea avea altă funcție. A fost câteva zile. Sau aduce o somitate și spune, bă, nu-l angajez pe Țiria, că-l fac consilier onorific. Ce să angajezi pe carte de nimic. Muncă? Da. Da, dau un exemplu. Pentru pesediști. Că lui îi plac hoții, nu proștii. Bun. Și da, în momentul de față, cred că are sentimente mixte cu doamna Dăncilă. Așa că l-a luat pe băiatul ăsta de 25 de ani și l-a cooptat ca consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ai României. Deci implementarea parteneriatelor strategice, e băiatul ăsta și dă niște sfaturi. Nu implementa așa cu americanii. Implementează invers. La fel am văzut că e foarte util pe consiliat domnul Dăncilă, juniorul Dăncilă. Micul Dăncilă, care lucrează și el acolo la Curtea de Conturi la domnul Mihai Busuioc. Acum e la domnul Mihai Busuioc deja. E trecut pe partea asta la altă, da. A fost al vicepreședintelui, al domnului Ilie Sârbu, da. După care a spus, nu mă duc la președinte, că am și eu totuși un statut. Dar despre el am mai vorbit. Fiica lui Petre Daia. Da, acolo nu cea care va primi ajutor de la Ministerul Agriculturii condusă taicăsu, pentru care o fermă piscicolă, ci cealaltă. S-a angajat în 2017 la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Ministerului Agriculturii. Sigur că întâmplător, da. Acolo tatăl e ministru, da. Câte și mai mult decât atât, tatăl a recunoscut că a angajat-o, da, pentru, citez, aș face un rost în viață. Corect. Deci nu era ceva de genul, dom'le, fata era o eminență privilegiată, vorba lui Caramitru, în zona agriculturii, da. Și ulterior a ajuns tasul ministru. Nu, tasul a devenit ministru și a zis, hai tati, că dacă nu te angajezi, te mai angajează nimeni. Hai să-l auzim pe Petre Daia intervenind la emisiunea colegului nostru Silviu Mănăstirea seară pe fond nervos când era chestionat în legătură cu faptul că face tot felul de favoruri familiei sale cu, la Ministerul Agriculturii, cu, în baza funcției de ministru. Numai puțin, domnule, eu stau foarte bine, dumneavoastră. M-a sunat pentru altă temă, vă răspund și la această temă, dar lăsați-mă să vorbesc. Și vă rog să o faceți cu condescendența necesară, că acolo aveți și profesori. Bun. Și dacă aveți și profesori, eu ca un inginer stăpânit pe actul cunoașterii, pot să împart tabla cu oricare dintre profesorii respectivi și să spun ce se face în agricultura țării, poate vedea deciziile pe care le-am luat, dar iată că acum trebuie să vă explic, să vă dau explicațiile direct la cele ce... Domnul ministru, un dialog presupune și niște întrebări. O secundă, dacă îmi permiteți să vă întreb ceva sau vorbiți în continuare, nu e nicio problemă. Eu să vorbesc în continuare pentru că dacă știam că prezentați la televizor aceste inerții, nu intram cu dumneavoastră în dialog, pentru că sunt inerții pe care inginerul Daia nici nu poate, nu le comentează, pentru că nu merită ca populația României să fie atrasă de asemenea lucruri neadevărate și incorrect prezentate. Păi vreți să le luăm pe rând? Care e adizator, chemați-mă în emisiune. Chemați-mă în emisiune. Inginerul Daia nu comentează astfel de lucruri, stăpânit de actul cunoașterii. Era stăpânit de Liviu Dragnea până de curând, acum e stăpânit de actul cunoașterii. Poate Liviu Dragnea este actul cunoașterii. Petre Daia, luăm o scurtă pauză de publicitate de la ora 19. Continuăm lista. Înainte de o confruntare a titanilor, poate am exagerat, dar de o confruntare interesantă, finalizăm această listă a copiilor privilegiați proveniți din Partidul Social Democrat. Pauză și revenim.